Am fost fericit, ne-am simțit bine pentru că ne-am văzut și în sănătate bună, cu voie bună, într-un stadion foarte frumos. Și singurul regret că îți va lipsesc, Dumnezeu să le ierte, și ne gândim, nu numai eu, toți știu, pentru că băieții au spus toți, le-am și sunat, ne gândim și la Neaimi și la domnul Valentin, care toți amândoi au fost oameni extraordinari, special extraordinari, și care, fără care nu puteam să facem rezultat. Ce sentimente v-au încercat când ați urcat pe scenă în aplauzele fanilor? Plăcere, satisfacție, toți suntem puțin egoiști, nu-i așa? Ne place să fim aplaudați și mie. Când ai această satisfacție, cred că nu ai prea des în viață și trebuie să profiți. Foarte puțin, cred că cu bun simț, dar am profitat și noi. Pardon? Retragerea numărului 7? Nu vreau să comentez acest lucru. Un eveniment demn pentru ceea ce înseamnă Steaua 86 pentru fotbalul românesc, nu? E un eveniment frumos. Eu cred că acest succes, cum și alte succese și în alte sporturi, cred că ar fi bine ca de fiecare dată să avem inspirația, puterea, să ne mândrim cu astea, pentru că astfel ele nu vor fi trecătoare. De ce n-a fost domnul Valentin Ceaușescu? A avut niște probleme mai speciale. Eu am vorbit cu el, astăzi am fost mult timp împreună, ne-am plimbat, dar după masa asta a fost ocupat. Oricum, cel mai important este că cu sufletul lui a fost cu noi și a transmis o vorbă fantastică, nu o vorbă, mi-a tradus un cântec de Celentano, cred, că nu are suficiente brațe ca să ne îmbrățișeze pe toți. E fantastic. V-am spus că este un om excepțional. Cum regăsiți fotbalul românesc? Acum nu, eu am regăsit astăzi un moment mai special, nu am regăsit neapărat fotbalul românesc. Ca totdeauna trebuie găsit drumul bun și atunci oamenii vor urma. Sunteți totuși la curent, ați văzut, eu știu, și partide poate ale echipei naționale. Sunteți un important și pentru fotbalul românesc, nu sunteți... Eu cred, eu sper că aparțin încă și fotbalului românesc. Cu siguranță. Asta trebuie să poate trebuie să fac și eu mai mult, dar trebuie și eu să simt puțin mai mult. Ce amintire aveți de pe fostul stadion, Ghencea, și cum l-ați găsit acum pe acesta? Asta am mai spus la o televiziune, nu știu la care, astăzi, care m-a întrebat, care sunt că acel vuiet îl aud și acum, dar nu știu dacă mai într-adevăr mai revine, dar în sufletul nostru asta l-am închis și asta este primul lucru pe care am simțit. Pe urmă, sigur, campania asta care ne-a dus până la urmă succesul cel mai important, poate, al fotbalului românesc, pentru că de aici a pornit și s-a terminat la Sevilla. Și pe urmă am sentimentul fantastic al suporterilor, a tuturora, unii care ne așteptau să-i ajutăm cu un chil de carte, pentru că știți că trăiam... Noi nu simțeam greutatea vieții, dar cunoșteam și știam că unii trebuie să fie ajutați și aceiași oameni au venit pe urmă într-un număr, știu eu, 30.000, nu știu câți au fost la aeroport, iarăși un moment în care mingea nu a fost prezentă, dar inima, sufletul, dragostea fanilor, nici nu știu dacă fanilor, a oamenilor români, pentru că toți pentru câteva ore au fost într-adevăr fericiți și au venit să ne mulțumească, sentiment pe care nu pot să-l uit. Vă văd din nou cu pardon? Când ați putea reveni în fotbalul românesc? Fotbalul românesc, v-am spus mai înainte, poate și eu trebuie să fac pași, dar și fotbalul românesc trebuie să facă pași către mine. Ca să nu-i corect, știu, să ne reîntâlnim. Să audă și cei care... Am spus ce am de spus. S-a pomenit numele dumneavoastră. Să rămână, ce mai face? Să aici. Era doar numele dumneavoastră. În sfârșit.
Nu spuneți tare. S-a pomenit numele dumneavoastră și pe la sepsi s-a vehiculat de către... Astăzi am vorbit cu domnișoara. O să vă explice ce am spus în legătură cu asta. E prea lung. Avem răbdare, vă vedem așa de rar. Da, dar cu dânsa am discutat mult mai lung și mi-a făcut o mare plăcere, așa că... Dar sunteți simpatici și noi, nu? Dar și dumneavoastră sunteți simpatici pentru mine, dar... E o surpriză Italia-Anglia? E o surpriză pentru că de foarte, foarte mulți ani, poate de decenii, că nu au mai fost prezenți cu echipa națională într-o finală. De asta le numesc eu o surpriză. Nu pentru că nu au un fotbal bun, englezii sau italieni, nu e vorba de asta, dar echipa lor națională a cam suferit la nivelul lor, la nivel înalt, bineînțeles, au suferit și de asta îndrăznesc să spun că e o surpriză. Dacă au suferit, înseamnă că noi suntem îngropați. Asta e părerea dumneavoastră, de ce exprimați? Vă vedem cu medalie la gât, cu tricolor, vă văzut cu un trofeu. Nu mai avem parte de astfel de momente, din păcate. Ne mulțumim cu un tur, 2-3... Treaba asta este mult mai complicată, este deosebit. Este foarte ușor, fotbalul a devenit o industrie în momentul, a început să devină o industrie în momentul când la noi s-a rupt sponsorizarea statului și încet, încet am dat cu pașii înapoi și acum distanța este deosebit de mare. Ori suntem capabili să înțelegem treaba aceasta, ori dacă nu, atunci tot timpul vom spune că extrema dreaptă nu are picior stâng și că ăla nu dă cu capul și portarul nu are mânuși sau alte prostii. Dar adevărul cam asta este. Diferența în momentul când fotbalul a devenit industrie, la noi ne-am dus în altă direcție pentru că atunci s-a schimbat regimul, atunci se făceau diferite mișculanțe sau cum se numesc astea. Da. Vezi, domnule, parcă și aici s-a întâmplat câte ceva, nu? Nu mai știm câte echipe au fost și câte sunt. Sper că la Dinamo să nu fie același harabambură și să treacă această perioadă dificilă, pentru că am mai spus de Craiova, de Rapid, de Dinamo, de Steaua, fotbalul românesc are nevoie.